Un preot oferă burse elevilor cu cele mai bune rezultate la școală din banii strânși în cutia milei. De două ori pe an, părintele îi recompensează pe cei mai silitori elevi. Pe copii nu prea încurajează multă lume. Se spune că ideea acordării acestor burse a venit înainte de Crăciunul din anul 2022. Pentru a-i recompensa pe elevii silitori, preotul a decis să folosească banii adunați la cutia milei. Prin acest gest, preotul vrea să ofere un exemplu și celorlalți școlari, dându-le și un motiv să învețe cât mai bine. Am venit în urmă cu 8 ani prin transfer și am găsit oameni extraordinar de buni creștini, foarte harnici și milostivi și darnici. Împreună formăm o familie frumoasă. Toată lumea ajută în special persoanele defavorizate și așa este și normal. Am observat că pe copiii buni, copii care se străduiesc la școală, copii care au rezultate bune, nu prea încurajează multă lume. Am hotărât să îi ajutăm într-un fel și pe cei care sunt merituoși, cei care învață bine și cei care se străduiesc. În felul acesta am hotărât cu domnii și cu doamnele din Comitetul Parohial să înființăm această mini-bursă pentru copiii de gimnaziu, cei mai buni din fiecare an de studiu. Îi încurajăm să se străduiască mai mult, să fie mai buni. A mărturisit preotul Cătălin Istrate. Una dintre elevele cu rezultate excepționale la învățătură este Delia, care a terminat clasa a 5-a cu media 10. Școala pentru mine este foarte importantă, deoarece fără școală nu ajungem nicăieri, spune Delia, eleva de 10. Gabriela se numără și ea printre cei care au beneficiat de o mini-bursă din partea preotului. Este cea mai bună din clasa 7-a, iar banii au prins foarte bine, pentru că face naveta în fiecare zi până în satul vecin ca să studieze. Ideea acordării acestor burse s-a născut înainte de Crăciun, la finele anului trecut. Odată cu întrunirea Consiliului Eparhial, s-a ajuns la concluzia că elevii buni la învățătură trebuie să recompensați, indiferent de situația lor materială, relatează știrile canalde.ro.